Da, după nici două săptămâni de activitate, așa cum am rugat de la început pe romașcanii noștri, au fost foarte receptivi și au venit deja cu sugestii, au venit deja cu propuneri care noi am considerat că sunt chiar de bun augur și chiar ar putea să satisfacă un număr cât mai mare de romașcani. Ce drept este că, cum să vă zic, am dat curs atât de repede întrucât am vrut să simtă romașcanii că suntem alături de ei și că de fapt acest serviciu se adresează dumnealor. Au fost foarte, foarte receptivi. În primele zile deja am văzut că romașcanii au îmbrățișat acest serviciu și tocmai asta a fost motivul care ne-a determinat să luăm cât mai repede în calcul îmbunătățirea acestor trasee. Discutăm de traseul 2, cel care pleca de la stadionul Moldova. Am luat în calcul oportunitatea de a accesa și cartierul de blocuri ANL. Și atunci plecăm de la ANL, de pe Alea Vasile Lupu, trecem prin Strand și ajungem la stadionul Moldova. Deci se prelungește cum ar veni unul dintre capete. Dacă la acest traseu se prelungește unul dintre capete, la traseul numărul 3 facem deja o alveolă, facem o buclă, extindem un piculeț zona și aria de acoperire, nu mai trecem pe fața Anton Pan și intrăm de pe Bulevardul Republicii, intrăm pe strada Primăverii, Ionanu, strada Revoluției, Alea Revoluției și după care ieșim în Mihai Viteazu. Am făcut acest lucru întrucât am văzut că se suprapunea pe zona Anton Pan, pe strada Anton Pan, se suprapuneau două linii și am zis că hai una dintre ele să meargă să acopere și cartierul muncitoresc, zona Ita, așa cum este cunoscută de romașcani. Vom vedea rezultatele în perioada următoare, vom vedea dacă, într-adevăr, cei care ne-au solicitat au avut dreptate, sper să aibă dreptate, pentru că ne dorim ca acest serviciu să fie unul de lungă durată, un serviciu care să vină în sprijinul și spre mulțumirea cât mai multor romașcani. Spuneți-mi, după primele două săptămâni, din punct de vedere financiar, firma acoperă cheltuielile cu acest transport? Nu, este prea devreme să avem astfel de pretenții. Din punctul meu de vedere, ce este încurajator și îmbucurător este că de la zi la zi numărul pasagerilor a crescut ușor. Au intervenit și modificări în ceea ce privește mersul lor ca și program? Nu. Programul este același, de la 5 dimineață, la 5:30 dimineață până seara la 20. Asta de luni până vineri, sâmbătă și duminica de la ora 6 la ora 14.